citiți, am promis că vom ajunge în fiecare județ al țării pentru a face o evaluare a rezultatelor obținute la alegerile europarlamentare și referendumul din 26 mai. Astăzi ne aflăm la Călăraș, unde împreună cu președintele organizației PSD Călăraș, cu cei 17 primari, dar și cu membrii Comitetului Executiv Județean, am trecut în revistă principalele probleme, atât la nivel județean, cât și anumite aspecte legate de desfășurarea alegerilor la nivel național. Așa cum am promis, vrem să facem o evaluare, vrem să ascultăm părerea tuturor. Cred că este importantă opinia fiecărui membru al Partidului Social Democrat, este importantă opinia președintelui organizației județene, tocmai pentru a elimina greșelile făcute și a porni cu motoarele turate spre alegerile prezidențiale. Înainte de Comitetul Executiv Județean, am avut o întâlnire cu președintele Consiliului Județean pentru a vedea care este stadiul proiectelor la nivelul județului Călăraș, ce proiecte au în desfășurare, care este stadiul acestora, pentru că, așa cum știți, atunci când am vorbit despre proiecte, când am vorbit despre PNDL 1 sau PNDL 2, nu am ținut cont de culoarea politică și pentru noi este important ca fiecare județ, fiecare regiune a țării să se dezvolte, să vorbim de coeziune nu numai la nivel european, să vorbim de coeziune și la nivel regional. Am discutat cu primarii, cu cei 17 primari, am discutat cu consilieri județeni, cu parlamentari, astfel încât să putem să avem o opinie generală și mai multe păreri referitoare atât la organizarea Partidului Social Democrat, la modul în care vom vedea organizarea în următoarea perioadă și este foarte important ca aceste opinii să vină de jos în sus, pentru că așa reflectă cel mai bine situația existentă la nivelul fiecărei comunități. La nivelul județului Călăraș și cu toate că din 55 de primării Partidul Social Democrat are doar 17, rezultatele au fost peste nivelul național. A existat o abordare, spun eu, bună în unele localități, o abordare mai puțin bună în altele, dar cred că atunci când analizăm, când vedem care au fost motivele care au condus la rezultatele respective, putem să luăm decizii și să ne schimbăm și modul de a acționa. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. A spus că pentru dumneavoastră contează foarte mult ce vă spune fiecare membru de partid. A spus că dacă partidul va dori asta, nu veți face, nu veți da înapoi și veți candida la alegerile prezidențiale. Ce v-au spus oamenii de aici în privința acestui subiect? Nu am vorbit despre alegerile prezidențiale raportat la o persoană care să candideze. Profit însă de această ocazie să-i spun la mulți ani Gabriele Fira, care astăzi își sărbează ziua de naștere, se bucurește ziua de naștere. Eu am vorbit în Comitetul Executiv Național și am văzut că această abordare este împărtășită în fiecare județ. Candidatul care se va poziționa bine în sondaje, dar care va avea și susținerea partidului, pentru că trebuie ca fiecare organizație să fie implicată în alegerile prezidențiale, va fi cel care, care va merge în cursa pentru prezidențiale. V-am întrebat de alegerile prezidențiale și dumneavoastră i-ați urat la mulți ani Gabrielei Fira. Da, dacă Gabriela Fira va fi cea care va face una din noi sondaje, PSD-ul va susține să devină prezidențiabilul partidului, spre exemplu, Paul Stănescu spunea că ea este cea care, social-democratul, care în acest moment se bucură de cea mai mare încredere. Paul Stănescu cred că trebuie să vorbească în interiorul partidului și deciziile să le luăm în comun, pentru că a fost cel care a contestat faptul că nu există democrație în partid și că un președinte sau un membru al Comitetului Executiv Național vine în spațiu public cu anumite lucruri. Eu cred că această decizie trebuie să o luăm în partid. Și cred că, repet, cel care va avea în sondaje un procent mare, dar va avea și susținerea partidului, pentru că am avut destule situații în care în sondaje s-a stat destul de bine, dar nu a fost foarte multă implicare în organizațiile din teritoriu,
acela va fi cel care va candida pentru alegerile prezidențiale. Va fi un vot în Comitetul Executiv Național în care vom ține cont de toate aceste lucruri. Pentru noi este important să mergem cu un candidat care să aibă susținerea organizațiilor, dar în același timp să aibă și un val de încredere cât mai ridicat. Cât de mulțumite sunteți de proiectele care se derulează cu sprijinul guvernului aici în județul Călăraș? Ați spus că ați discutat cu domnul președinte Iuță despre aceste proiecte. Sunt proiecte pe fonduri europene, sunt proiecte pe PNDL, unele dintre ele sunt în desfășurare, mai sunt proiecte care trebuie implementate și în acest sens dau exemplu Spitalului Județean de aici, de la Călăraș. Am discutat despre aceste lucruri și, bineînțeles, deschiderea Guvernului României de a sprijini aceste proiecte. Doamna premier, să ne întoarcem puțin la subiectul prezidențial, vă rog. Spuneați, ați declarat dumneavoastră că dacă partidul vă cere, atunci veți candida, adică nu ați exclus posibilitatea ca dumneavoastră să candidați. Dar eu vreau să vă întreb din punct de vedere personal, dumneavoastră chiar vă doriți asta? Adică să excludem cumva partidul, dumneavoastră ca om? Într-un partid nu faci întotdeauna ceea ce îți dorești și dacă într-adevăr ții la acel partid și este important rezultatul, faci ceea ce îți cere partidul la un moment dat. După cum știți, nu am dorit foarte mult să fiu premierul României, dar atunci când partidul a spus că este nevoie să merg pe acest drum, am mers pe acest drum. A fost pentru mine o oportunitate și o încredere acordată de colegi, de președintele partidului, de toți ceilalți și acest lucru pentru mine, pe lângă faptul că au avut încredere în mine, a reprezentat și o mare responsabilitate. Din punctul meu de vedere, așa cum am spus și prima dată, mi-ar place să merg cu un candidat și să fiu ca președinte al partidului, ca prim-ministru în spatele acelui candidat. Dar dacă soluția va fi să merg la alegerile prezidențiale, dacă colegii vor vrea acest lucru din anumite considerente, nu vreau să dau dovadă de lașitate și să spun că nu intru într-o cursă pentru că nu am puterea sau nu am determinarea de a câștiga în această cursă. Reprezint Partidul Social Democrat, sunt președintele partidului. Deci pentru mine este foarte important ca să obținem un scor foarte bun la aceste alegeri. Aveți lângă dumneavoastră doi lideri ai partidului care s-au înscris și și-au anunțat intenția de a candida la aceste alegeri. Nu creează asta tensiuni la conducere, la vârful Partidului Social Democrat, pentru că dumneavoastră inițial ați spus că nu intenționați și sub nicio formă nu vreți să candidați la alegerile prezidențiale. Acum lăsați deschisă această posibilitate. Exact. Puțin mai înainte am spus că dacă va exista o posibilitate care să fie agreată, care să aibă șanse mari, voi susține. Îi voi susține pe fiecare dintre colegii mei. Avem o echipă foarte unită, o echipă care vrea să ducă partidul spre câștigarea alegerilor prezidențiale și o echipă care, dincolo de motive personale, mult mai important are în vedere rezultatul pe care îl vom obține. Deci fiecare dintre noi dăm dovadă de foarte multă înțelepciune, de foarte multă determinare, astfel încât să mergem cu soluția potrivită să câștigăm alegerile prezidențiale. Cred foarte mult și în Eugen Teodorovici, cred foarte mult și în Mihai Fifor, cred în colegii mei de partid. Suntem o echipă care ne-am asumat conducerea partidului într-un moment dificil pentru Partidul Social Democrat și de aceea, pentru a avea performanță, trebuie ca împreună să găsim cea mai bună soluție. Dar nu le-ați văzut și domnul Teodor, dacă exact. Se poate. Acum ai nevoie de reciprocitate, nu? Suntem și întrebare. Nu e cazul PSD-ului. Se vede pe noi că suntem o echipă și că ne sprijinim unii pe alții. E logic. Deci dacă se pune problema ca doamna Dăncilă, renunțați, practic, sau vă susțineți în CEC sau în Congres? Doamna Comisul a spus foarte clar, a dat un mesaj foarte clar. Este vorba ca în partid să discutăm și odată o decizie luată, o echipă întreagă urmează acel candidat. Mai vreau să fac o precizare. Ceea ce a spus Eugen Teodorovici este foarte corect. Poate acum sunt mai multe opinii, sunt oameni care vor să candideze, sunt mai multe persoane în Partidul Social Democrat, suntem un partid mare, suntem un partid în care sunt multe orgolii, dar în momentul în care Comitetul Executiv va desemna o persoană pentru a candida la prezidențiale, toți vom fi în spatele acelei persoane. Comitetul Executiv sau Congresul, doamna premier? Conform statutului, Congresul validează.
Dar eu cred că fiecare președinte de organizație trebuie să-și arate sprijinul. Un sprijin nu numai declarativ, un sprijin dublat de un rezultat la alegerile prezidențiale. De aceea facem și această analiză, de aceea mergem în teritoriu pentru a sprijini organizațiile, pentru a vorbi cu oamenii, astfel încât atunci când intrăm în campanie să știm că fiecare organizație, fiecare președinte de organizație își asumă un anumit procent la alegerile prezidențiale. Pentru că indiferent de buna credință a unora sau a altora, indiferent de modul în care percep acum lucrurile, important este rezultatul final și unitatea partidului. Și cred că acest lucru îl putem realiza, drept dovadă și deplasările în teritoriu, pe care, așa cum vedeți, le facem împreună și vom merge în fiecare județ pentru a face o radiografie clară a situației la acest moment. Deci, până la urmă, rezultatul sondajelor contează în desemnarea candidatului sau sprijinul din... Nu, deci amândouă contează foarte mult, pentru că un candidat care are un scor mic în sondaje, este foarte greu să mergi în față. Un candidat care nu are notorietate, este foarte greu să-i faci notorietate, să-și facă notorietate în câteva luni până vor începe alegerile prezidențiale. Deci, în egală măsură contează rezultatul sondajelor, în egală măsură contează sprijinul pe care organizațiile îl vor acorda candidatului. Pentru că, luate împreună, pot avea ca rezultat un scor bun la prezidențial. Aveți deja niște rezultate ale sondajelor, ale primelor sondaje, înțeleg că s-au făcut deja. Sau au început să apară rezultatele sondajelor, nu o să le fac publice, este normal din corectitudine pentru membrii CEX-ului să prima dată să le prezintă în CEX, dar urmează și alte sondaje, pentru că în prima dată am introdus în aceste sondaje toate persoanele care și-au exprimat dorința de a candida. Acum o să introduc în sondajele primele două persoane ca și grad de încredere, pentru că atunci când sunt mai multe persoane, este normal că sunt împărțite voturile. Și atunci ne vom face o imagine clară a modului în care... Faptul că v-ați anunțat candidatura sau posibila candidatură după rezultatul acestor sondaje, are legătură... Posibilă noastră candidatură cu rezultatele acestor primă sondaje? Nu, pentru că am spus că sunt doi factori. Unu, sondajele și doi, susținerea organizațiilor din teritoriu. Deci, până nu avem o discuție în Comitetul Executiv Național, cred că nici un coleg sau nici o colegă nu trebuie să iasă public și să vorbească despre acest lucru. Trebuie să învățăm că un rezultat bun presupune o muncă de echipă și implicarea tuturor. Ce veți face dacă în urma acestor sondaje rezultatele arată faptul că niciunul dintre cei care au fost măsurați în sondaje nu au șanse să intre în turul 2 al alegerilor prezidențiale? Vom lupta ca cel care stă cel mai bine în sondaje și are încrederea organizațiilor să intre în turul 2. Eu am convingerea că vom intra. Nu fac această problemă, pentru că eu cred în implicarea colegilor mei, am văzut determinarea pe care o au și știu foarte bine specificul acestui partid. În momente grele, acest partid a dat dovadă de foarte multă unitate. Rămâne deschisă și opțiunea Călin Popescu-Tăriceanu, candidat comun? Acest lucru vom stabili tot în Comitetul Executiv Național. Domnul Tăriceanu, apropo de chestia asta, domnul Tăriceanu spunea că el oricum vrea să candideze, indiferent dacă PSD merge cu el sau nu, el are obligația față de electoratul să intre în cursă. Deci, practic, asta înseamnă... Nu știu dacă să numesc avertisment sau ultimatum, pentru că cumva e parcurs. Nu, eu nu aș interpreta nici ca un argument în plus sau un ultimatum. Este punctul dumnealui de vedere, dacă așa a hotărât partidul, este liderul partidului și dânsul trebuie să respecte hotărârile luate în partid. La Călăraș, veți lua măsuri, veți dispune asigurarea disciplinei de partid vis-a-vis de cei care au plecat din partid, vis-a-vis de fostul secretar de stat care și-au manifestat sau au participat în campania electorală trecută cu alte partide? Am discutat cu domnul președinte despre acest aspect. Este corect ca președintele să decidă acest lucru. Am făcut o radiografie a situației de aici. Este important ca președintele să fie cel care propune anumite măsuri, pentru că președintele împreună cu organizația își asumă pe urmă rezultatul alegerilor prezidențiale. Și de aceea cred că trebuie să dăm dovadă de mai multă democrație în partid, să dăm libertatea președinților de organizații
de a-și implementa măsurile, de a-i sprijini pentru ca la rândul nostru să le putem cere rezultate cât mai bune. Cu evaluarea miniștrilor? S-a lucrat la evaluarea miniștrilor în această săptămână. Nu am terminat această evaluare. Luni, în Comitetul Executiv Național, vom vorbi despre o remaniere. Câte miniștri veți analizate? Fi? Nu, cât, da, analizate. Câte analizate? Analizate? În prim, cred că în jur de 8 ministere. Și ce fel de ministere? Adică cum au fost alese cele 8 din toate celelalte? O să vă spun după ce o să prezint situația Comitetul Executiv Național. Dacă vă spun ministerele și am vorbit de remaniere, este, pe urmă o să interpretați că remaniez un coleg sau altul și nu ar fi corect. Bine, deci are în aceste 8 ministere avem o remaniere, da? 8 ministri în acestea au fost sau evaluați? Nu. Am spus că am făcut evaluarea pe 8 ministere. După ce o să prezint această evaluare în Comitetul Executiv Național, vom hotărâ împreună ce miniștri sunt remaniați, ce miniștri nu sunt remaniați, bineînțeles, la propunerea primului ministru. Dar și propunerea dumneavoastră? La propunerea primului ministru. Să fie niște remaniați în aceste 8, nu? Vor fi. Vor fi mai multe 3 miniștri remaniați, propunerea dumneavoastră. Îmi cereți să nu dau cifre exacte și nu cred că este corect, pentru că am evaluat doar 8 ministere, voi continua cu evaluarea. Nu pot să vă dau acum un număr de ministere, poate sunt ministere în care colegii spun că nu este nevoie de o remaniere, voi propune, dar decizia până la urmă va fi politică. Este posibil să faceți și un schimb cu cei de la ALDE pentru anumite portofolii? S-a discutat și deocamdată nu am discutat despre acest lucru. Deci rămân ministerele așa cum sunt până acum? Nu am discutat despre un schimb de ministere. Poate avea județul Craiova și o funcție de nu minister? Mă refer la cea de secretar de stat care a fost retrasă domnului Pandea? Da, poate avea. Evaluarea a ținut cont și de felul în care au fost cheltuiți banii alocați prin proiectul de buget, prin buget? Aici mai multe lucruri poate să spună domnul ministru al finanțelor, domnul Teodorovici. Este o evaluare care a ținut cont de mai multe criterii și din punct de vedere al programului de guvernare și din punct de vedere al eficienței și din punct de vedere al comunicării și din punct de vedere al deplasărilor în teritoriu. Sunt numai câteva criterii pe care le-am avut în vedere. Pasajul de la Dragnea, doamna premier, să vă întreb la șlocă. Da, am discutat despre acest obiectiv, un obiectiv important. Am hotărât să cerem situația Ministerului Transportului și să urgentăm pasajul de la Dragnea. Vom face tot ce este posibil din fonduri guvernamentale, astfel încât pasajul de la Dragnea să devină, să fie modernizat. Vă întreb pentru că acum 4 luni am venit cu un alt președinte al Partidului Social Democrat și care a promis același lucru. Eu întotdeauna am spus că nu vreau să mă raportez la trecut, vreau să învăț din greșelile pe care le-am făcut în trecut, dar vreau să mă raportez la prezent și viitor. Și atunci când îmi spun un lucru, vreau ca acel lucru să devină realitate. Știți foarte bine că am înființat un departament pentru investiții. Pasajul de la Dragnea va fi un obiectiv în cadrul departamentului. Astfel încât vom urmări săptămânal care sunt progresele pentru acest obiectiv de investiții. Rectificarea bugetară. Cum, știu că au început deja discuțiile între dumneavoastră. Care sunt primele concluzii? Rectificarea bugetară. A fost o primă discuție încheiată vineri și ieri cu toate ministerele implicate. Am avut o primă discuție cu doamna prim-ministru. Săptămâna aceasta și încerc să avem o primă discuție vis-a-vis de, să spun așa, prima rundă de discuții. Și desigur, acele măsuri de care v-am tot vorbit, o primă discuție, până astfel încât la 31 iulie, când este stabilită ziua de rectificare, ședința de guvern, să avem clar un consens, un punct de vedere unitar, atât pe rectificare, cât și asupra acelor măsuri pe care a trebuit să le aplicăm. Nu sunt măsuri de austeritate, nu sunt măsuri luate pentru că nu sunt bani. Sunt măsuri, spunem noi, de bun simț, care poate că trebuie luate de mult timp. Dar e bine să luăm și mai târziu. Vis-a-vis de modul în care sunt împărțiți, să spun așa, alocați banii către primării, pentru că asta este o chestiune importantă și miercurea viitoare o să fie și o discuție
la Ministerul Finanțelor Publice cu toate structurile asociative pentru a discuta propunerea de rectificare bugetară. Și aici, desigur, știți că sunt cele două abordări de ani de zile, adică o rectificare pe bază de formulă, adică în mod așa clar, sau să aplicăm normalitatea, adică echilibrarea sau sensul corect al unui echilibru bugetar la nivel local pentru acele OAT-uri care au nevoie de fonduri ca până la final de an să asigure funcționarea acelor comunități locale. Aici va fi o discuție, cum spuneam, cu cele patru structuri asociative. Sper că și cea de-a patra care a lipsit de data trecută, și anume cea a municipiilor, acum cu un președinte mult mai preocupat de soarta primăriei și asociației pe care o conduce, sper să vină la ședință și să discutăm cu totul deschis, transparent și fără niciun fel de să zic așa, subiectivism. Ați citit scrisoarea primită? Am citit-o, dar repet. Și ce părere aveți despre acele măsuri pe care le propun ei? De acolo, toate sunt măsuri, să spunem, bune, dar mi-aș dori foarte mult ca toți, atunci când propun astfel de măsuri, să le și înțeleagă impactul și să și înțeleagă dacă ele se pot toate aplica odată. Că se pot aplica pe rând este foarte bine, m-am spus, le-am citit. Sunt măsuri corecte, sunt măsuri care ar fi posibile într-o lume ideală. Și dacă de ani de zile, poate logica bugetară, să spunem, ar fi fost un pic altfel. Și ce mult mai primi din ce cer ei? Spre exemplu, primele două măsuri suplimentare pentru primele din PPA, pentru personalul neclerical, persoanele cu handicap și însoțitorii ei. Asta am și spus, știți foarte bine, la început de an, când s-a făcut bugetul acestui an, am spus foarte clar două lucruri foarte clar. Primul lucru a fost acela că pentru fiecare OAT în parte, pentru care s-a estimat un venit mai mare pe acest an, provenit dintr-o, nu știu, o tranzacție, să spunem, care anul trecut s-a întâmplat și acesta nu se mai întâmplă, acolo toate acestea se vor revizui, astfel încât ca oamenii să aibă clar estimări de venituri reale pe ce se va întâmpla în acest an. De asemenea, pe primele 3 luni de zile, impostul pe venit se va acorda 100%, așa cum noi am promis și în programul de guvernare. Și o a treia chestiune, aceste cheltuieli legate de ceea ce s-a transferat la nivel local. Atât persoanele cu handicap, cât și partea de copii, să zicem așa, instituționalizați. Aceste cheltuieli, cum spuneam, se vor asigura pentru că nu este, să spunem, o obligație a primăriei, este obligația statului. Și statul, sau acest guvern, mai bine spus, nu a transferat vreodată vreo atribuție fără și fond aferent. Chiar dacă în spațiu public s-au făcut fel de fel de speculații. Vis-a-vis de Draja, dacă îmi permiteți, cred că aici trebuie să facem și o discuție, și o să am o discuție și cu colegul meu, domnul ministru Cuc, pentru a vedea exact dacă în acest contract, cum putem face pentru a intensifica programul de lucru și zi și noapte. S-a mai făcut treaba asta, mi-aduc aminte când eram director pe fondul europene, Dragnea Fetești, Peteșerna Vodă, când s-a stimulat, să spunem așa, constructorul pentru a grăbi lucrările, cu o reducere foarte mare de timp și acordarea unui bonus pentru a termina o dată această lucrare extrem de importantă și care creează atâtea nemulțumiri atât la nivel local, cât și cei care tranzitează de această zonă. Domnul ministru, spuneați la început de an la următoarea rectificare bugetară de care ne apropiem, că veți schimba puțin strategia și că cei care nu au cheltuit veți lua banii înapoi. Și ziceați dumneavoastră că ați regândit tot procesul ăsta de rectificare. Vine această rectificare cu noutăți din punct de vedere procedural? Bun, știți cum este? În timpul anului schimbările se pot pune pe hârtie și face sau propune pentru bugetul anului următor. Și acest lucru trebuie făcut și aici, mă bucur că mi-ați indicat această chestiune. Știți, una dintre concluzii discuțiilor avute cu cei de la structurile asociative a fost aceea că în luna iulie, adică în luna aceasta, noi trebuie să emitem un act normativ, adică o ordonanță simplă, pentru că avem pe legea de abilitare acest lucru, să emitem o ordonanță pentru a stabili clar pentru anul viitor ca și formulă de alocare a fondurilor la nivel local, ce anume urmăm. Deci acesta trebuie să fie obligatoriu până la final de 1 iulie, un act normativ pentru a spune clar care este formula pe baza căreia în anul următor se alocă fondurile la nivel local pentru a evita discuțiile avute și în acest an și în anul trecut și nu numai. Asta o dată. A doua chestiune. Cum vă gândiți? Asta trebuie să fie o decizie pe care cele patru structuri asociative trebuie să aibă un consens. Pentru că nu guvernul stabilește modul de împărțire a banilor. Guvernul spune 100% din impozitul pe venit îl lăsăm la nivel local. Foarte bine. Atunci, Uniunea Națională a Consiliului Județene, cu cei de la municipii, orașe și comune, stau
la aceeași masă, discută, stabilesc o formulă de alocare a acestor fonduri la nivel local și cu ea în fața, la guvern și noi legiferăm, pentru că ăsta este rolul nostru ca și guvern. Noi nu putem să discutăm diferit cu fiecare structură asociativă. Discutăm cu toate cele patru structuri în același timp. Vis-a-vis de banii alocați la ministere și necheltuiți. Asta este rolul rectificării bugetare. Tocmai să mutăm fondurile în zonele unde banii nu s-au cheltuit, către zonele care au nevoie de aceste fonduri. Și care sunt aceste ministere care nu și-au cheltuit banii? Asta care o să vedeți la rectificarea bugetară pe 31. De fapt, înainte de 31, că va fi pusă și public pentru consultare publică. La ultimul comitet executiv ați vorbit despre un deficit bugetar de 11 miliarde de lei și că ar trebui recuperat aproximativ 7 miliarde de lei. Dar unde știți ce am vorbit noi la comitetul executiv? Și inclusiv le spuneați colegilor că dacă va fi necesar, chiar așa v-ați exprimat, ca să fiu mai exactă, vă veți asuma inclusiv depășirea țintei de deficit bugetar. În ce situații și în ce condiții ar putea să se întâmple? Ca să spunem lucrurile foarte clar și lumea să înțeleagă foarte clar. Un guvern responsabil face următorul lucru. A promis, să spunem, vis-a-vis de veniturile populației, două lucruri foarte importante. Legea salarizării și legea pensiilor. O legea pensiilor care, știm foarte bine, e o decizie luată, o decizie foarte sensibilă din multe puncte de vedere, inclusiv cel bugetar. Dar este un aspect despre care s-a vorbit foarte mulți ani de zile. Foarte mulți politicieni au făcut așa caz și au luat un subiect în campania politică pe problema pensiilor, dar acest guvern și-a asumat. Bun, e o decizie foarte bună și cu un impact bugetar semnificativ. Și atunci am spus că am promis, respectăm acest lucru. De asemenea, investițiile la nivel local. Proiectele mici. Din Programul Național de Dezvoltare Locală, proiecte mici, dar care dezvoltă comunități importante. Să nu uităm că în comune sunt 40% din populația României trăiește în comune astăzi. 2800 de OAT-uri sunt comune astăzi. Deci sunt proiecte mici și pentru care, vă spunem, și anul trecut am alocat miliarde de lei, iar în acest an, la unul rectificări, deja jumătatea anului, avem deja 4,4 miliarde alocate, adică exact cât a fost anul trecut în tot anul. Asta înseamnă că mai departe și continuăm să decontăm fiecare factură venită la nivel central. Deci, și de asemenea investițiile mari. Nu a fost o factură la nivel național, că orice proiect mare să nu primească banii necesari. Deci, veniturile populației, investițiile mici și investițiile mari, asta înseamnă, după sine, și măsuri care trebuie luate pentru ca banul public să fie cheltuit acolo unde am spus puțin mai devreme, în investiții și pentru veniturile populației și pentru a stimula mediul de afaceri. Luați în considerare să impozitați pensiile peste 10.000 de lei. Sunt măsuri. Nu, haideți să nu intrăm în detalii. 40%. Sunt mai multe măsuri pe care vom discuta în guvern cu doamna prim-ministru, la nivel de cortex executiv și după aceea măsurile luate care vor avea în spate impact bugetar, impact social. Atunci vom și comunica. Care sunt aceste măsuri? Dincolo de impozitarea pensiilor speciale? Dacă am spus că vorbim întâi la guvern și după aceea la CEX. Dar o analiză de impact al acestei măsuri aveți deja? Comisarul european. De răspunsul de la domnul Juncker. În urma alegerilor europarlamentare, Corina Crețu a plecat în Parlamentul European. Portofoliul de comisar european rămânând vacant. O primă propunere din partea președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost ca portofoliile care au rămas vacante să nu mai fie ocupate, să nu mai avem comisar european și iar atribuțiile legate de portofoliul respectiv au fost deja date altui comisar european. Am făcut o scrisoare către domnul Juncker în care i-am spus că fiecare stat membru are dreptul la un comisar. Și am cerut să asigurăm un interimatul, să avem un comisar interimat, până când vom desemna un comisar la nivel de guvern pentru a ocupa viitorul portofoliu. Aici fac o scurtă paranteză. Nu vorbim de persoane când vorbim de viitorul portofoliu. În primul rând ne interesează care este acel portofoliu, pentru că pentru noi este important ca România să obțină un portofoliu cât mai bun. Iar acest lucru nu îl putem negocia decât după votul pe care îl va primi în Parlamentul European, viitorul președinte al Comisiei Europene. Negocierea începe cu președintele Comisiei Europene.
am făcut, în momentul în care am făcut această scrisoare, am făcut și o nominalizare, l-am nominalizat pe Ioan Mircea Pașcu, având în vedere că a fost vicepreședintele Parlamentului European, deci persoana cu cea mai mare funcție în Parlamentul European. Am văzut acum că s-au făcut anumite speculații, că nu s-a dat acel portofoliu, că de fapt e un comisar interimat. Pentru noi este important să participe la Colegiul Comisarilor, pentru că în Colegiul Comisarilor, până când vom avea un alt comisar care va fi votat în Parlamentul European, se iau decizii și se iau decizii importante. Vorbim de cadru financiar multianual, vorbim de politica de coeziune, vorbim de politica agricolă comună, domenii cu, de importanță foarte mare pentru România. Ei bine, acolo trebuie să avem o voce autorizată, o voce care cunoaște modul de lucru la Bruxelles, o voce respectată, astfel încât România să fie susținută. M-am bucurat pentru faptul că președintele Juncker a acceptat cei doi comisari intermediari ai României și a Estoniei și cred că acest lucru este un plus pentru România. Mi se pare mie sau e singur subiect pe care aveți consens cu președintele Iohannis, că din ultima declarație asta doar aici a zis că da, e susține poziția României. Nu avem consens pe prea multe subiecte, dar sunt și subiecte importante pentru țară pe care trebuie, chiar trebuie să avem consens. Legat de politica externă, legat de oportunități pentru România, legat de obiective care privesc România, cred că aici trebuie să dăm dovadă de maturitate și să obținem consens. Președintele va afla numele noilor miniștri pe care îi veți propune în urma Comitetului Executiv înainte sau după Comitetul Executiv? După Comitetul Executiv. Este normal că ca să afle după Comitetul Executiv, pentru că vom avea un vot în Comitetul Executiv. Eu nu știu care vor fi, care va fi susținerea pentru fiecare a președinților de organizații. Este normal să afle după Comitetul Executiv, să sun la Cotroceni, să spun că am făcut remaniere pe anumite portofolii și să vin cu persoanele pe care le va susține Comitetul Executiv.